Am pus benzină pentru că astăzi mergem la oraș. Pentru mine evenimentul principal al acestui an va fi concertul din seara aceasta. Voi merge la Metallica. An de an în Chicago, în Grant Park, se organizează Lollapalooza, un festival care a devenit o tradiție. Astăzi ne-am pricopsit cu Metallica, un band pe care eu îl îndrăgesc cel mai mult. N-aș putea spune că muzica pentru mine a început cu ei, deoarece nu sunt născut după ultima ploaie și în momentul în care am dat startul deslușirii muzicii, m-am ciocnit de interpreți de genul Angela Similea, Corina Chiriac, Dan Spătaru, Adrian Romcescu și alții reprezentați de frunte ai generației de odinioară. Undeva prin 85-87 am descoperit că muzica rock mi se potrivește mai bine și am trecut de partea cealaltă. În paralel cu ceea ce se întâmpla în muzica autohtonă. Până la urmă m-am desprins și m-am transformat într-un rocker autentic, îndrăgind foarte mult bandul Metallica, ai cărei membri au ajuns la o etate destul de onorabilă. Cam atât pentru acest început. Rămâneți alături de mine dacă vreți să urmăriți ce se întâmplă la acest eveniment. Și cum spune românul, de ce ți este frică, nu scapi. Iată că am ajuns și în trafic, sunt pe autostrada 90, șosea care leagă vestul statului Illinois de orașul Chicago. Pe această rută se regăsește și aeroportul O'Hare, unul dintre cele mai mari de pe tărâm american. Chiar mă uitam ieri la un clasament în 2021. Aeroportul din Chicago a fost al patrulea ca și trafic. Această autostradă se intersectează la un moment dat cu o alta care vine din nordul statului Illinois. Aici este buba, cum spune românul Neaoș. Trecem pe sub o altă autostradă, 94, cum vă spuneam mai devreme. În câțiva metri se unesc cele două autostrăzi și din acest motiv se creează haosul pe care îl avem în momentul de față. În sfârșit, am rezolvat problemele, am parcat mașina și acum am venit în Millennium Park pentru că aici am întâlnire cu prietenul meu, Florin, cu care voi merge la acest festival. Se spune că dacă vii în Chicago, este musai să vizitezi această fasole pe care am să vă prezint imediat. Probabil ați mai văzut-o în vlogurile mele atunci când am filmat în această faimoasă metropolă americană. N-aș putea spune că mor de cald, cu toate că spre orele serii se va răcori. Este o vreme minunată pentru prima zi de festival. Hai să începem un vlog cu adevărat și să vă prezint cum arată zona de aici. Este plin de poliție, am intrat printr-un filtru, de obicei nu exista acest lucru, dar pentru că vine foarte multă lume la acest festival, autoritățile au decis ca să instaleze filtrul respectiv, mai ales că în ultima perioadă au avut loc tot felul de întâmplări nefericite. Vedeți în spatele meu acea fasole, este precum transfăgărășanul nostru. Dacă vii în Chicago, așa cum spuneam, trebuie neapărat să vii să vizitezi această locație. Așa se întâmplă și în România. Am mai spus că mulți români care vin pe tărâm american vor să meargă să viziteze Niagara. Ok, fiecare cu plăcerile sale. Acum mai să ne concentrăm pe acest vlog. Este multă lume care încearcă să-și facă tot felul de selfie, de poze, pentru că reflectă imaginea din această fasole. Practic, ea este precum o oglindă. Și pentru o persoană care în trecut, când am făcut un film legat de orașul Chicago, mi-a spus că această construcție seamănă cu ceva anume. Acum fiecare cu problemele sale. Să vedem voi dacă aveți imaginație cu ce seamănă clădirea din mijloc, acoperișul acesteia.
Hai să mă văd și eu în această fasole. Ce bine este aici, la umbră, se simte răcoare. Foarte multe elicoptere care patrulează zona. Cred că festivalul a început deja. În prima zi avem câteva formații de muzică rock. Am înțeles că se vor auzi și ecouri de muzică electronică sau techno, nu știu exact, dar totul vă voi spune la momentul în care voi pătrunde cu adevărat în interiorul festivalului de astăzi. Nu se vede Lake Michigan, se află în spatele gardului din fața mea, dar contează mai puțin. Hai să vedem ce mai putem să filmăm în această zonă. Hai să vă prezint cum arată orașul, uitați și pe domnii care asigură securitatea. Așa cum am mai spus de foarte multe ori, pe mine nu mă fascinează aceste construcții. Suntem în margine de downtown Chicago, nu acestea sunt clădirile cele mai înalte. În apropiere se află Washington Boulevard, pentru ca să vă faceți o idee cum să ajungeți aici. Acest bulevard despre care aminteam mai devreme este perpendicular pe Michigan Avenue. Mă așteptam să fie mult mai multă lume, dar după cum vedeți, nu se înghesuie prea multă populație în această zonă. Să vedem, din câte am înțeles, mai există încă tichete, dacă în anii trecuți acestea se epuizau foarte repede. Acum iată că lucrurile stau diferit, probabil oamenii se tem de această pandemie și de evenimentele care au avut loc în ultima perioadă, evenimente extrem de neplăcute. Aceasta este una dintre intrările în Millennium Park. Acolo există un filtru prin care trebuie să treci. Am să încerc să stau mai mult pe la umbră, pentru că dacă nu mă ia cu transpirații, aici există o fântână unde cei mici vin să se răcorească, dar văd că și adulții, nu doar copiii. Cam așa arată această zonă, simplu, curățenie. Oamenii care lecturează, persoane care vin să-și facă tot felul de selfie-uri cățărați pe aceste sculpturi realizate din pietre. Avem în față o clădire pe care este proiectată o imagine, o domnișoară care ne privește din toate pozițiile. Vă spun sincer, nu ador să fac vlogging în aceste orașe mari americane, pentru că dacă doriți să vedeți videoclipuri mai interesante, puteți să accesați YouTube-ul, găsiți filmări în 8K realizate de profesioniști, în care vă sunt prezentate principalele metropole americane. Sunt filmate cu drona sau pur și simplu pe stradă, niște imagini extraordinare, incomparabile cu ceea ce realizez eu. De aceea, dacă doriți să vedeți cum arată un oraș gen Chicago, New York, LA, puteți să intrați pe YouTube, așa cum spuneam, și să accesați aceste videoclipuri. Thank you.
Cam așa arată Michigan Avenue într-o după-amiază de joi. Dacă veniți în Chicago, este obligatoriu să mergeți la un meci de basket al echipei locale, al cărei simbol este un taur, numai că acum avem o văcuță. Forța Chicago Bulls! Hai să facem o plimbare, pentru că Florin mai întârzie. Mai am timp la dispoziție, vreo 30 de minute, până când sosește. Hai să ne delectăm cu ceva muzică. Niște băieți care susțin un concert stradal. Este ora 5 și 25 de minute, cel puțin așa arată un ceas instalat pe o clădire. Vă vine să credeți, în centrul orașului Chicago străzile nu sunt pline de mașini. Se pare că doamnele se parfumează intens pentru că simt tot felul de arome. Și fiind român, am trecut și eu pe roșu, am auzit al doilea claxon. Nu am fost singurul alături de acest grup din fața mea. Asta e, nu am rezistat tentației. Mai comis și eu astfel de greșeli. Nu sunt neapărat omul pădurii, așa cum aș fi dat de înțeles. Ador și orașele, dar cu o anumită măsură. Să știți că îmi place ceea ce văd. Bineînțeles și domnița din imagine. Glumeam. Uite și două doamne de o anumită religie. Pe căldura asta se stai îmbrăcată în negru complet. Nu cred că este foarte confortabil, dar este alegerea lor să nu mergem în acea direcție. Spuneam că mă simt bine și în centrul orașului Chicago. Nu știu cât aș rezista, probabil o zi, nu mai mult. Arată interesant această porțiune de centru. Cei ce sunteți mai vechi pe canalul meu, probabil ați mai văzut-o. Undeva în apropiere se află și building-ul lui El Bătrân, în speță domnul Trump, care și-a anunțat candidatura pentru următoarele alegeri. Iată-l! Sunt cu tine, bărbate! Nu putea să lipsească din peisaj. Există o asemănare între domnul Țiriac și domnul Trump. Amândoi adoră să-și scrie numele pe toate titoriile pe care ei le realizează. Vă spuneam într-o postare de dată îndepărtată, dacă domnii care păstoresc limba română îmi dau voie să folosesc o astfel de expresie, că unul dintre managerii acestui hotel este un român, a dat un interviu la ProTV. Am înțeles că acum personalul de români s-a mărit, pentru că unde merge unul, mai vin și ceilalți. Mă bucur că se ajută între ei. Să știți că pe teren american lucrurile stau diferit dacă facem o comparație cu ceea ce se întâmplă în Europa, sau ce puțin se întâmpla când eu
Călătoream prin acele țări, aici românii se ajută chiar dacă mai există acea mâncătorie, dar în mare parte, dacă ai o problemă, este sigur că vei găsi pe cineva care să îți dea o mână de ajutor. Hai să-l salutăm încă o dată pe el, bătrân, să sperăm că te întorci și să faci benzina iară $2. Ok. Cam așa arată această porțiune de downtown Chicago. Îmi plac exemplarele feminine care arată bine. Ia uitați ce bine arată domnișoara aceasta. Minunat. Hei, ce... Și bineînțeles că m-am întâlnit cu un român care m-a clanxonat. Am stat de vorbă câteva minute cu el. Culmea era băiatul lui Florin, care face Uber. Este plin de români în această zonă, ingineri de building, numai că există o problemă pe care m-am relatat-o și în trecut. Dacă nu aparții unei anumite religii, nu poți să intri, pentru că oamenii aceștia cotizează la biserică. Ok, să nu mergem în acea direcție și să ne continuăm vlogul. Va trebui să mă întorc înapoi, pentru că în curând sosește Florin și nu vreau să-l fac să aștepte. Și hai să vedeți pe cine am eu aici. Cel mai mare rocker din Chicago. Știu că n-ați zice. Acum vorbește la telefon și am să pui să-i pun o întrebare. Hai să mai vedem cadre până când termină Florin de vorbit. Florin, crezi că o să te simți bine la Vlăduța Lupău la concert? Ok.